Dintre cele 23 de percheziții, una a fost în Argeș. Singurul suspect din Argeș este un tânăr de 20 de ani din satul Pătuleni, comuna Rătești. În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a constatat că victimele lui au fost atrase de stilul de viață opulent al membrilor grupului, fiind racolate prin metoda Loverboy încă din perioada când erau minore, din medii defavorizate, din familii cu venituri mici sau dezorganizate. Vecinii suspectului argeșan nu par convinși de infracțiunile comise de acesta și spun că era un băiat la locul lui liniștit. Are copilul liceu, are... A plecat și el la muncă așa cu ziua, în partea aia. Dar zice că ducea fete să se prostitueze. Păi dacă ducea fete să se prostitueze, îți dai seama ce casă avea? Așa. Dar l-ați văzut vreodată cu femei? Nu. Era căsătorit, era ceva? Păi umblă și el așa, avea de-astea relații pasagere, că așa a ieșit așa. Anchetatorii spun că fetele erau exploatate pe teritoriul României, iar după împlinirea vârstei de 18 ani, erau exploatate sexual în țări precum Irlanda, Marea Britanie și Germania. Tinerelor li se promitea că banii obținuți din prostituție vor fi investiți în case și mașini pe care le vor avea împreună cu partenerii lor de viață, membrii ai grupului infracțional organizat. De cele mai multe ori, aceștia racolau și alte tinere pe care le exploatau sexual în Irlanda, sub supravegherea membrilor grupului. Membrii grupului au evitat să își achiziționeze bunuri în nume personal și de cele mai multe ori le-au înregistrat pe numele tinerelor pe care le exploatau sexual pentru a le câștiga încrederea. Totuși, în permanență își exercitau controlul asupra victimelor, în fapt fiind adevărați beneficiari ai bunurilor. Cercetările au relevat faptul că gruparea infracțională era organizată pe baza principiului subordonării ierarhice, respectiv doi suspecți, soț și soție, erau liderii segmentului care funcționa în Irlanda, un alt suspect, liderul segmentului care funcționa în Germania, iar un alt membru al grupului își desfășura activitatea pe teritoriul Angliei, acesta din urmă aderând la grupul infracțional organizat la începutul anului 2017 cu intenția de a dezvolta gruparea infracțională pe teritoriul britanic.